Bună ziua, domnule Cristian Bușoi. Bine ați revenit în studioul nostru la PS News. De această dată, față de ultima noastră întâlnire, sunteți oficial candidatul PNL-ului la funcția de primar al capitalei. Sunteți dumneavoastră, însă, la ora la care vorbim, nu avem creionată și o echipă de colegi, să spunem așa, pe care PNL-ul îi aruncă în luptă la celelalte 6 sectoare în capitală. Din punctul meu de vedere, mi se pare oarecum atipic, e un moment destul de avansat și ne așteptam să avem totuși numele candidaților. De ce credeți că a fost această particularitate în campania care urmează, cel puțin la locale mă refer? Bună ziua și sunt onorat de invitația dumneavoastră și mă bucur să fiu din nou la PS News și alături de cititorii și cei care ne urmăresc în mediul online. Cred că e o întrebare importantă și eu mă așteptam ca la această oră nu doar să se fi conturat în mare parte candidaturile de sector la toate partidele, dar chiar și în ceea ce privește primăria capitalei lucrurile să fie mult mai clare. Deocamdată singurul partid care și-a asumat o candidatură care urmează a fi validată, totuși, ca să fim foarte formali, de Biroul Politic Național. Deocamdată, candidatura mea este decizia organizației PNL București, dar pentru a rămâne definitivă trebuie să fie și o validare a acestei propuneri în Biroul Politic Național. Dar deocamdată singurul care și-a asumat un proiect pentru București, care și-a asumat un calendar transparent de desemnare a unor candidați, care a venit în fața bucureștenilor cu câteva nume pe care le-a testat într-un sondaj de opinie, care i-a încurajat pe candidații din bătălia internă. Vă aduc aminte că am fost într-o luptă internă cu Dovi Corban, cu domnul Petre Roman, cu domnul deputat Canacheu. Am fost încurajați să ne consultăm cu bucureștenii, să venim cu propuneri, să facem toate eforturile pentru a-i convinge că PNL are soluțiile cele bune. Deci singurul partid care a pornit acest demers foarte serios și transparent a fost Partidul Național Liberal. Sigur că mă aștept să existe candidați de la toate partidele din Parlament și nu numai cele care se află în Parlament, așa cum în mod evident vor apărea partide noi, pentru că legea este în acest moment propice pentru a înființa un partid mult mai ușor decât se putea face înainte. Și sigur, probabil vor fi și câțiva candidați independenți, mai ales că în București mitul independentului nu s-a spulberat întru totul odată cu finalul mandatelor domnului Sorin Oprescu. Dar deocamdată, așa cum spuneți, în arena publică e doar Partidul Național Liberal. Într-un fel sunt eu, de asta există și foarte multă atenție și foarte multe critici și foarte multe atacuri în ceea ce privește candidatura mea. Odată ce Partidul Social Democrat, ALDE, PMP își vor desemna candidați, Partidul Socialist Român, PSRO, își vor desemna candidații, în mod evident, deja putem porni la niște dezbateri mai consistente. Iar oamenii, prin comparație, vor putea vedea care ar fi soluția cea mai bună pentru București. Am să trec direct la un episod care a avut loc în această săptămână și în urma căruia ați fost amplu mediatizat, în bine, în rău, în funcție de cum au perceput colegii noștri din media și nu numai. Mă refer la faptul că într-o conferință de presă, știți foarte bine la ce mă refer, ați folosit atât niște imagini de la tragedia colectiv, cât și de la dezastru din 1977. Unii au spus că a fost o gafă electorală, alții că a fost o strategie de imagine. Poate ne faceți o radiografie a acestui episod și ne spuneți și punctul nostru de vedere mai clar. N-a fost nicio strategie deliberată și sper ca să nu fi fost percepută nici ca o gafă. Cel mai mult îmi doresc ca cei care au fost cu sinceritate deranjați de folosirea momentului colectiv, cărora am cerut scuze dacă au fost deranjați, să înțeleagă sinceritatea demersului meu. Cred cu multă, multă convingere că Bucureștiul se află în fața unei situații foarte grave, se află în pragul unei posibile tragedii. Doamne ajută să nu fie niciun eveniment care e independent de voința omenească și Doamne ajută să nu trecem prin momente foarte dificile, așa cum au trecut și țări mai dezvoltate decât noi sau țări mai puțin dezvoltate.
dar orice fel de analiză obiectivă arată că în București sunt 672 de clădiri, sunt peste 600 de clădiri, care sunt în acest moment clasificate în clasa de risc A. Vreo 300 și ceva au fost de la bun început în clasa de risc A, dintre care 178 erau clădiri cu pericol de prăbușire iminentă, celebrele Bunină Roșii, la care nu e nevoie de un cutremur de 7 grade, așa cum a fost cel din 1977 pentru a se dărâma. Specialiștii spun chiar cu tremure peste 6 grade, aceste 170 de clădiri au șanse puține să rămână în picioare, după care, odată cu noua legislație, cea care interzice și activități comerciale în aceste clădiri și care afectează într-un fel cel puțin centrul vechi al Bucureștiului, a mai readus în clasa 1 de risc încă un număr de 300 și ceva de clădiri. Numărele nu sunt definitive, de aceasta, chiar dacă la primărie am primit cifra de 672, prin reevaluări sau prin adăugarea unor noi clădiri care vor fi expertizate, această cifră va fluctua. De aceea zic că peste 600 de clădiri sunt într-un foarte mare pericol. Și eu cred că, în primul rând, nu trebuie să uităm niciun moment, nici tragedia din 1977 și nici faptul că cu tragedia de la Colectiv s-a dovedit că nu suntem întru totul pregătiți pentru a gestiona situații de traume colective. Am vrut să reamintesc că aceste tragedii nu trebuie să se întâmple și acesta a fost sensul pentru care am încercat ca mesajul pe care îl transmit să fie unul pe care oamenii să-l perceapă în acest fel și să înțeleagă că până la urmă trebuie să facem ceva. De altfel, dacă vă aduceți aminte, dincolo de imagini, care, mă rog, au fost și vor fi în continuare discutate și, într-adevăr, pot să înțeleg foarte multe argumente și mă gândesc că e bine să fiu mai rezervat în viitor, chiar dacă am intenții bune, s-ar putea ca să fie unele sensibilități pe care le respect, dar dincolo de imagini exista acolo un slogan care cred foarte mult. Sloganul este București 30-te. Nu știu dacă cineva și-ar dori să fie primar și să se întâmple un eveniment asemănător cu ceea ce a fost în 1977 și să nu fi făcut nimic pentru a preîntâmpina acel eveniment. Cutremurul este la voința lui Dumnezeu, până la urmă, independent de ceea ce decidem sau nu noi. Sunt foarte mulți specialiști, statisticieni, care spun că odată la 40 de ani se poate sau există șanse mari, nu e sigur, dar există șanse mari, să se repete un eveniment. De altfel, asta s-a întâmplat și în România, că înainte de 77, 40 de ani înainte a fost un cutremur devastator de care nu-și mai aduce nimeni aminte pentru că a fost acum mulți ani în mod direct, dar care este descris în cărțile de istorie din România. Ori, eu cred că trebuie să facem repede ceva. În toți acești ani, din 2002 până acum, de când a început să se conștientizeze această problemă, să se clasifice primele clădiri, s-au consolidat 16 clădiri în București. Dacă nu pornim un program ambițios pe care să și-l asume municipalitatea, dacă nu schimbăm legea în așa fel încât proprietarii care blochează în mod nejustificat consolidarea unei clădiri să poată să fie într-un fel obligați să nu facă acest blocaj, pentru că există o obligație legală de a-ți consolida clădirea care este în pericol să prăbușească odată cu cutremurul. Dacă migrăm totuși de la acest sistem în care proprietarii plătesc în 25 de ani costul și își asumă municipalitatea, pentru că până la urmă un program de 400 de milioane de euro cât am estimat consolidarea acestor clădiri cele mai expuse, înseamnă în mare parte și beneficii pentru București. Se vor genera locuri de muncă, se va stimula activitatea economică, jumătate din bani se vor întoarce la bugetul de stat, TVA, impozit pe salarii, impozit pe profit. Domnul Bușe, vă întrerup ideea pentru a discuta această problemă legată de proprietari, pentru că, într-adevăr, ei au blocat, sunt cei care, din reticență, din nu-mi dau seama din ce motiv, blochează aceste demersuri de reconsolidare. Culmea, ei ar trebui să fie cei mai interesați de acest lucru, pentru că vor sta într-o clădire mult mai sigură după terminarea lucrărilor, pentru că acea clădire va căpăta o altă valoare, o plus valoare și așa mai departe. Și totuși avem foarte, foarte multe
asociații de proprietari sau oameni care refuză cu obstinație acest tip de intervenție asupra imobililor. Care credeți că a fost vina sau de ce oamenii ajung în această situație în condițiile în care, repet, iar trebuie să fie interesați? O chestiune de comunicare sau care a fost motivul? Sunt mai multe explicații. În primul rând, eu cred că foarte mulți dintre proprietari nu au înțeles cu adevărat riscurile care există și responsabilitățile care există pentru aceste clădiri care stau să pice la un cutremur foarte serios. Nu a existat cu adevărat o implicare a primăriei de a merge, de a-i convinge, de a discuta, de a le aduce argumente. Pur și simplu au fost doar niște proceduri birocratice. Dacă cumva vreo asociație de proprietari, că de asta au fost și câteva blocuri care au fost consolidate, au fost mai energici, au reușit să obțină toate acordurile, au făcut toate procedurile, acel bloc s-a consolidat, dacă nu, nimeni nu s-a preocupat să meargă, să insiste, să explice, sau dacă cineva refuză în mod nejustificat să aplice niște sancțiuni, pentru că există o obligație legală în acest moment ca proprietarii să ia măsuri pentru a-și consolida clădirile. În al doilea rând, sunt situații în care multe dintre aceste clădiri aflate în zonele istorice ale Bucureștiului au proprietari persoane în vârstă. În mod evident e de înțeles și pot să înțeleg acest fenomen că, pe de o parte, nici nu au perspectiva celor 25 de ani poate în care vor trebuie să dea înapoi acei bani care înseamnă investiția propriu-zisă, poate nici nu au încredere în costurile care le s-au prezentat, poate nici nu consideră că este prioritar în acest moment. Și cel mai important lucru, unii dintre ei chiar nu au unde se mute cele 4-6 luni când durează consolidarea. Înțeleg de la colegii din primărie că de curând sunt cele 100 de apartamente din zona Bulevardul Națiunilor Unite care sunt la dispoziție pentru situații de urgență și în care ar putea locui temporar cei care trebuie să părăsească un bloc care se consolidează. Mai este și fenomenul în care multe dintre aceste spații sunt închiriate de către proprietari. Evident, parterele sunt pentru activități comerciale, restaurante, cluburi, magazine, dar sunt foarte multe apartamente care desfășoară activități de consultanță, birouri de arhitectură, cabinete de avocat, firme de contabilitate, tot felul de activități comerciale care nu țin neapărat de relația cu publicul. Ori proprietarii care au garanție că închiriază aceste spații 10 ani și care oricum nu trec prin acele blocuri, nu le locuiesc, nu simt pericolul, nici nu văd situația iminentă în care trebuie să acționeze pentru ca să nu se întâmple o tragedie. Dar, încă o dată, la un astfel de eveniment, nu vorbim doar de cei care sunt și au nefericirea de a fi în interiorul acelei clădiri în momentul în care se întâmplă. În timpul nopții cei care locuiesc, în timpul zilei foarte mulți cei care desfășoară niște activități. Dacă se întâmplă în timpul zilei, mai ales în centru vechi, în weekend în centru vechi, aceste clădiri pot provoca daune inclusiv celor care se află în imediată apropiere, inclusiv celor care sunt din întâmplare în fața acelor clădiri. Eu cred că responsabilitatea este foarte mare și cred că nu mai putem sta cu mâinile în sân și aștepta ca lucrurile să se rezolve de la sine sau a spera, așa cum sperăm cu toții și sper să fie așa, să nu vină niciun fel de eveniment nedorit. Înainte de a merge către alte probleme reale și modul în care dumneavoastră credeți că se pot rezolva pentru bucureștini, aș merge un pic la momentul electoral. S-a mai discutat acest lucru, ați mai fost întrebat, dar acum, apropiindu-ne de alegeri, poate s-a schimbat viziunea dumneavoastră. Cum credeți că vă avantajează sau nu, totuși, această modificare privind alegerile cu un singur tur, candidatul cel mai bun ia primăria și basta? Eu nu privesc acest lucru din perspectiva de a mă avantaja sau nu. În mod evident, dacă este să dăm crezare și eu dau crezare unor consultanți și analiști politici mult mai pricepuți decât mine, alegerea într-un singur tur avantajează doar primarii în funcție. Challengerii, cei care nu au avut șansa de a arăta ce pot să facă, cei care nu au notorietate foarte mare, în mod clar, sunt dezavantajați. În București nu avem o situație în care în acest moment să fie un primar în funcție care să mai și candideze. Mai ales că sunt alte probleme care sunt acum în preocuparea imediată a primarului ales acum 3 ani și jumătate. Dar, dincolo însă de aceste calcule pe care le-am precizat pentru a înțelege foarte bine cei care ne urmăresc,
cred că cea mai mare problemă este aceea de legitimitate. Indiferent că îți convine sau nu, dacă te avantajează sau nu, trebuie să te gândești la faptul că atunci când conduci destinele unei comunități, e important să ai în spate cât mai multă legitimitate. E foarte posibil ca o parte dintre primari să fie aleși cu peste 50%, mai ales în mediul rural, în localități mici, primarii în funcție. Dar în orașele mari. Dar eu spun de acum și veți vedea că și în localități mici, dar și în unele mari orașe, vor fi primari care vor fi aleși cu scoruri de sub 30%. De sub 30%. Sau, oricum, multe dintre alegeri vor fi între 30 și 40%, pentru că bătălia se dă între două partide mari, mai sunt încă două partide mai mici care aspiră la procente între 5 și 10%, mai sunt foarte mulți candidați independenți. În Transilvania avem și votul UDMR, votul etnic. Deci sunt foarte mulți jucători și oricum, dacă luăm statistice la primul tur de după 1990, vom vedea un vot destul de împărțit. Ori un scor de 28-27%, nu cred că acel primar are legitimitatea totală de a lua decizii în numele unei comunități și tot timpul va fi atacat, tot timpul va fi contestat, tot timpul îi se va reaminti că de fapt un om din patru l-a votat și dacă mai luăm și o prezență sub 50%, putem chiar ajunge ca a 10-a parte a unei comunități cu drept de vot să fie acordat încredere unui om care va conduce 4 ani destinele unei comunități. A fost o forțare a Partidului Social Democrat și, mă rog, și cred că poate într-un fel și UDMR, care a insistat să se meargă pe un singur tur de scrutin. Partidul Național Liberal a luat decizia să susțină două tururi. Sigur că și în PNL au mai fost unele voci care au mers pe ideea de un singur tur, dar decizia majoritară și decizia oficială a fost să susținem două tururi de scrutin. A încercat colegul meu Mihai Voicu, a avut puține șanse de reușită și în final a rămas această lege care nu cred că va fi modificată. Indiferent de cum va ieși, cine va câștiga aceste alegeri, cum se va așeza Parlamentul și guvernarea după finalul acestui an, după finalul alegerilor parlamentare, aș paria că la următoarele alegeri se va reveni la situația normală și corectă de alegere în două tururi. O situație de altfel pe care o doresc majoritatea cetățenilor, în sondajele de opinie, care a fost puternic clamată și de către tinerii sau oamenii care au ieșit în stradă după momentul colectiv și care au generat schimbarea de guvern și care sper să fi generat și o schimbare de atitudine față de cetățenii a administrației publice și a clasei politice și probabil vom intra în normalitate. Deocamdată însă cred că se va merge pe un singur tur, ceea ce dă și foarte multă impredictibilitate și într-un fel va genera și foarte multă frustrare, pentru că sunt convins că într-un mare oraș în care majoritatea opțiunilor vor fi de dreapta, dacă cumva votul va fi fragmentat, dacă un candidat nu va reuși să-i convingă pe cetățeni să meargă către votul util, să aleagă un candidat cu șanse, dacă, de exemplu, într-un oraș cu opțiuni de dreapta va fi condus de un candidat de stânga cu un procent de puțin peste 30%, în acel oraș foarte mulți oameni se vor simți dezamăgiți, frustrați, nemulțumiți, așa cum e foarte posibil să fie și situația inversă în care într-un oraș din Moldova, din sudul țării, cu puternici opțiuni de stânga să fie invers. Cred că corect, normal și nu știu un alt sistem de vot pentru alegerile de primari cu alegere dintr-un singur tur. Da, pentru Parlament mai sunt aceste sisteme în Marea Britanie și în SUA. Pot și probabil că vom mai găsi și pentru alegerile locale, dar în majoritatea cazurilor și cum s-a întâmplat de altfel și în România de cele mai multe ori după 90, se caută majoritatea de jumătate plus unul dintre cei care vin la vot. Revenind la bucureșteni și la modul în care ei aleg sau acceptă anumite promisiuni, e părerea mea personală, poate mea straveți alta, dar Sorin Oprescu a câștigat alegerile în București promițând o autostradă suspendată SF și făcând două lucruri, unii poate spune importante, cel mai lung cârnat și cei mai mulți moși Crăciuni aduși într-o capitală europeană. În rest, la lucruri palpabile, concrete, mai puțin. Ba da, am mai tăiat și câteva panglice ale unor proiecte
începute de alții. Pare totuși că bucureștenii au acceptat de două ori această păcăleală. Pentru noastră, acum aveți prezentat o platformă și venit cu niște promisiuni până la urmă în fața bucureștenilor. Credeți că acest tip de candidat care vine cu aceste propuneri SF mai poate fi digerat de către oamenii capitalei? Nu, cu siguranță nu și cred că nu numai în capitală, și în România oamenii s-au săturat de promisiuni fără acoperire și de retorică goală. Sigur, mesajele politice sunt importante. Mesajele anticlasa politică pot fi importante, sau de schimbare a clasei politice, ca să zic mai clar. Mesajele anticorupție și așteptarea anticorupției este iarăși foarte importantă, mai ales în ceea ce privește gestionarea banului public de către cei care sunt puși să gestioneze banul public în timpul mandatului lor. Dar dincolo însă de aceste așteptări generale legate de profilul unui candidat și sigur dincolo de opțiunile personale ideologice, pentru că probabil cei care au puternice opțiuni politice, cei care au votat PSD-ul, să zicem, sau PNL-ul în mod constant din 90 încoace, vor avea și o componentă politică înainte de a se uita la om. Dar cei care vor face diferența și majoritatea cetățenilor vor dori să aibă perspectiva unor angajamente foarte clare și a unor soluții foarte clare. Chiar cred cu sinceritate acest lucru, nu doar pentru că așa este și felul în care eu sunt construit, de a merge către concret și de a veni cu niște soluții, dar chiar am convingerea că oamenii așteaptă acest lucru și am cel puțin două speranțe în această direcție. Una este cea a alegerii domnului Iohannis, care a venit pe un mesaj decent, pe un mesaj de construcție, pe niște proiecte foarte concrete, pe o viziune despre România și felul în care, sigur, e bine perceput premierul Dacian Cioloș și în toate sondajele de opinie și în tot ceea ce vedem în jurul nostru, care este tot așa un om construit pe proiecte, pe soluții, pe lucruri care sunt de construcție și nu de dărâmare. Autostrada suspendată, în mod clar, nu mai poate fi un proiect care să fie luat în serios dacă cineva ar veni cu astfel de fantasmagorii. Eu mă străduiesc ca toate proiectele pe care le aduc în fața bucureștenilor să fie foarte credibile și să indice și sursa de finanțare. Am vorbit și eu de două proiecte mari, dincolo de lucrurile pe care trebuie să le facem. Am vorbit de un spital mare de care are Bucureștiul nevoie, poate cel mai mare, am zis, din estul Europei, care să rezolve cele mai grave probleme de sănătate și care, sigur, să poată să gestioneze și anumite situații de maximă urgență sau de traumă colectivă, așa cum s-a întâmplat de curând, care ar fi fost un proiect care ar fi fost astăzi în picioare dacă ar fi fost voința politică. În ultimii 7 ani, din bugetul bucureștenilor, pe cele 19 spitale din București și pe administrația spitalelor, s-a cheltuit o sumă mai mare decât ar costa acest mare spital. Bun, sunt poate și niște lucruri care s-au făcut. Dacă intrăm foarte mult în amănunt, totuși, aceste lucruri nu se compară cu beneficiul pe care l-ar fi adus dacă ne-am fi concentrat pe construirea unui nou spital și o parte din cele 19 deja existente și ar fi găsit aici o casă nouă, într-un spațiu propice, modern, cu circuit al anului 2016 și nu al anilor 80 sau al anilor 30, pentru că încă sunt spitale care funcționează în clădiri de dinainte de cel de-al doilea război mondial, fără riscul infecțiilor intraspitalice și așa mai departe. Și sigur, acest proiect de investiție care se întinde pe o perioadă nu foarte lungă, pentru că trebuie consolidarea clădirilor să o facem relativ repede, pe care o văd ca și sursă din contractarea unui împrumut extern. Problema încălzirii o putem rezolva cu cele 180 de milioane de euro care deja sunt puse la dispoziție pe perioada 2014-2020 din fonduri europene pentru reabilitarea țevilor prin care circulă agentul termic și care sunt în proprietatea primăriei și pe care le gestionează Radetul, iar marile lucrări de infrastructură și celelalte măsuri care trebuie să decongestioneze traficul pot fi foarte bine gestionate din bugetul de aproape 1 miliard de euro al capitalei din fiecare an, dacă aceste lucrări ar fi cumva gestionate mult mai eficient, mult mai pragmatic și cu mai multă transparență și corectitudine. Atunci s-ar eficientiza foarte mult aceste fonduri și am putea termina și lucrările deja existente sau cele care trebuiau începute, gen prelungirea Ghencea sau fabrica de glucoză, și am putea să mai facem și alte câteva lucrări care ar fluidiza traficul.
Să continui, dar m-ați provocat pe ideea aceasta cu spitalele și m-aș întoarce un timp la o lege, la o modificare, și anume trecerea spitalelor către administrațiile locale. Și poate comentați foarte pe scurt și acest lucru, din ce punct de vedere. Există primari care au înțeles importanța unui spital în ograda lor și s-au ocupat. Însă există și primari care, având bugete pe mână, au crezut că e mai important să investească în panseluțe și în spații verzi decât în spitale. Și acești gen de edili au adus practic spitalele primite în bucătăria lor într-o stare deplorabilă. Credeți că măsura a fost totuși una bună de trecere a acestor spitale către autoritățile locale? Cred că în sine măsura a fost una bună, pentru că felul în care funcționează sistemele sanitare și spitale în majoritatea țărilor europene este de a duce decizia cât mai descentralizat, cât mai aproape de comunitățile locale. Sigur că noi suntem foarte mult influențați de sistemul francez, care cel puțin în sistemul de sănătate este cel mai bun din lume. Și acolo marile spitale universitare țin de autoritatea de sănătate, de autoritatea de sănătate, care se regăsește în funcție de fiecare guvernare într-un minister separat sau într-un minister alături de familie sau de muncă, dar majoritatea celorlalte spitale sunt la departamente sau la comunitățile locale și au responsabilitatea de a le asigura dotarea, de a le asigura susținerea pentru cheltuielile de reparații și așa mai departe. Urmând ca tot ceea ce înseamnă contractarea de servicii medicale, care înseamnă plata doctorilor și a materialelor sanitare, să fie făcute din contractul cu sistemul de asigurări. În Franța sunt 3 mari case de asigurări publice, plus foarte multe private pentru restul de coplată. În România asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Deci sistemul nu era gândit să ducă niște spitale către autoritățile locale și să rămână marile spitale universitare în subordinea Ministerului Sănătății, care să se ocupe de ele. Problema este că la nivelul autorităților locale, în unele locuri, fie nu au existat fondurile necesare, mai ales în localitățile mici, iar în alte locuri, așa cum foarte bine spuneți și vă dau într-un totul dreptate, și eu cred că este exagerat să cheltuim în București 600 de milioane de euro pe întreținere de spații verzi și pe panseluțe, mai ales că nu suntem un oraș turistic renumit prin parcurile sale și prin pur și simplu, cetățenii și eu și dumneavoastră putem să suspectăm că în spatele acestor priorități stau alte interese și așa cum foarte mulți jurnaliști de investigație au arătat, panseluțele, arborii, lucrările de genul acesta sunt foarte greu cuantificabile, sunt foarte greu de demonstrat, s-au făcut, nu s-au făcut și atunci aceasta cred că a fost o zonă gri în care s-au făcut niște interese. În loc să mergem către investiții spre infrastructura sanitară. Dar cel puțin la București nu pot afirma că nu s-au făcut investiții în infrastructura sanitară, dar putem să ne punem întrebarea dacă aceste investiții au fost cele mai eficiente, cele mai bine făcute. Avem, de exemplu, o investiție mare în Spitalul Gomoiu. Nu vorbim de cel pe fonduri europene de ambulatori, vorbim de refacerea spitalului. Da, dar până la urmă s-a terminat aproape clădirea fără să se asigure acordul la sistemul de încălzire. A existat, nu știu dacă în aceste săptămâni s-a rezolvat această problemă, pericolul de a se degrada în timpul iernii anumite lucrări. S-a crescut volumul și numărul de paturi acestui spital fără să existe nici cea mai mică siguranță că vor putea fi primite în contractare de către sistemul de asigurări de sănătate. Gândindu-se că fostul primar sau poate viitorul primar poate să facă presiuni politice pentru ca să se schimbe cumva numărul de paturi contractabile sau să se găsească niște soluții. Adică și aici lucrurile nu au fost făcute cu maximă eficiență, în opinia mea. Iar în alte orașe, evident că acum mă interesează foarte mult Bucureștiul, dar sunt alte orașe care au neglijat întru totul spitalele și exceptând, de exemplu, Timișoara, care e un oraș pe care îl cunosc foarte bine, care a investit în cele 4 spitale aflate în suborne. Probabil că mai sunt și alte câteva, dar acestea sunt excepții. Majoritatea consiliilor județene sau primărilor au neglijat și au văzut spitalul doar ca un loc în care să-și numească un protejat politic, să trimită niște firme prietene care să presteze niște servicii pe acolo, să folosească medicii de acolo pentru propagandă politică. Din păcate, am observat și acest fenomen și este extrem de negativ, dar nu ideea în sine a fost rea. Ați vorbit de descentralizare și mă gândeam acum
Spre care model credeți că ar fi mai interesant să mergem legat în București, legat de relația primăria capitalei, primăriile de sector? Pe modelul în care să avem o primărie a capitalei mamut cu care să gestioneze cât mai mulți bani și care să vină cu proiecte, iar primăriile de sector să fie la nivel de implementare sau să aibă bucățica lor, sau invers, un sistem în care să dăm mai multă autoritate, mai mulți bani, mai multă putere primăriilor de sectoare, iar primăria capitalei să fie un soi de, nu știu, arbitru, coordonator și așa mai departe în ecuația asta. Pentru că există domenii, de ce vă pun această întrebare? Pentru că există zone în care competența s-a bătut cap în cap și totdeauna un primar de sector a venit cu replica, trebuia să facă primăria capitalei, și invers, primăria capitalei era sarcina primarului de sector. Eu cred că ar trebui să găsim o situație de echilibru, dar sigur să fie niște lucruri foarte clar partajate, pentru ca să nu mai existe argumente pentru acest gen de ping-pong. Nu era treaba mea, era treaba primăriei de sector. Primăria capitală este o instituție extrem de complexă și foarte complicată și la momentul actual, în care nu este încă acel mamut despre care spuneați și care ar îngloba și toate atribuțiile primăriei de sector. Avem marile lucrări de infrastructură la primăria capitalei. Avem sistemul de încălzire și coordonarea Radedului. Avem coordonarea sistemului de transport prin RATB. Avem foarte multe atribuții pe cultură, toate teatrele din București, Direcția de Monumente, Palatele Brâncovenești, avem câteva clădiri importante care se află. În general, tot patrimoniul Bucureștiului este la Primăria Capitalei și sigur că unele sunt delegate în administrare către sectoare. Avem tot ceea ce înseamnă gestionarea asfaltării, întreținerii, tuturor lucrărilor care se fac pe arterele pe care circulă mijloacele RATB-ul, iar pe străzile secundare se ocupă primările de sector. Eu cred că acest model trebuie îmbunătățit. Nu văd un sistem în care să centralizăm totul la primăria capitalei și sectoarele să fie niște executanți, un fel de 6 viceprimari de sector, poate nici aleși indirect. Eu cred că și la nivelul sectoarelor sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute. Cel puțin mare parte din relația cu cetățenii ar trebui să se desfășoare la nivelul sectoarelor și să aibă atribuțiile pe care le au, dar să și le fac așa cum trebuie. Cred că pot fi anumite acțiuni care trebuie să fie făcute de către sectoare. Tot este ca să existe totuși o sinergie, să existe o bună comunicare care nu poate fi stabilită prin lege. Bună comunicare există între niște oameni decenți, corecți, care vor să meargă spre mai bine cu comunitățile pe care le conduc. Dar legea poate însă să stabilească foarte clar atribuțiile. Eu cred că modelul actual poate fi perfecționat, că va fi vorba de o lege a Bucureștiului după modelul altor capitale europene care au o lege specială de organizare a acelei capitale, că stabilim mai bine prin alte acte normative sau prin modificarea legii administrației publice locale. Lucrurile acestea nu sunt esențiale unde facem acest lucru, important e să-l facem. Pe scurt, câteva întrebări din care să reiasă viziunea noastră asupra unor probleme ale bucureștenilor. Problema câinilor maidanezi, eutanasiarea, poate fi o soluție? Trebuie păstrată? Trebuie... Nu, în opinia mea, eutanasiarea nu trebuie să fie o soluție. În același timp însă, problema câinilor trebuie să fie gestionată. Este încă una dintre preocupările bucureștenilor, chiar dacă nu mai avem situația atât de gravă care exista acum foarte mulți ani, dar încă problema nu este rezolvată. Există un adăpost care funcționează pe banii bucureștenilor, este o agenție care se ocupă de animale, mai principal de câinii fără stăpân. Cred că trebuie încurajat organizațiile non-guvernamentale, trebuie încurajați proprietarii să ia în adopție, mai ales cei care sunt iubitori de animale, cei care pot să ofere îngrijire și iubire unui animal și să aibă toate facilitățile. Ridicarea câinilor fără stăpân trebuie să fie o operațiune foarte clară, foarte eficientă, dar fără excese, fără cruzimi, fără lucrurile acestea care ne pun într-o lumină proastă. Am primit de-a lungul anilor sute de e-mail-uri legate de situația câinilor de stradă, câinilor fără stăpân din România. Din fericire, nu sunt multe cazuri din București, dar sunt orașe în România care tratează cu foarte multă cruzime această problemă și vă zic că la nivel european nu suntem într-o
lumină foarte bună, chiar dacă nu e una din marile probleme. La nivel european există state unde se practică această eutanasiere pentru animalele neidentificate. Dar și acolo lucrurile se fac cu decență, fără cruzime, fără înfometare, fără ucidere în chinuri, fără substanțe care jumătate fură din substanță și săracul animal se chine. Oricum, e un subiect care, dacă intrăm în amănunt, trezim pe mod real foarte multă revoltă. Nu am informații că s-a întâmplat în București lucrurile acestea. Știu că există un centru relativ bine organizat, există și foarte multe ONG-uri cu care vreau să am un dialog în perioada următoare, care se chinuie să găsească stăpâni, să monitorizeze, să aducă și ei niște resurse. Deci, trebuie organizat în felul acesta, dar în același timp nu putem tolera câini fără stăpân pe străzi, mai ales animale bolnave care pot îmbolnăvi alte animale sau care pot crea victime. Autoritatea Metropolitană, un proiect care ar presupune unirea RATB-ului cu Metrorex-ul, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor civilizate în capitalele europene, la noi nu s-a făcut, ar trebui făcut și de ce credeți că nu s-a făcut? Sunt rezervat în ceea ce privește această chestiune, ca atât timp cât nu există o garanție că subvenția pe care acum primește Metrorex-ul de la Ministerul Transporturilor mai poate fi în continuare acordată. Știți că a existat o idee de a duce Metrorex-ul în subordinea primăriei capitalei, să uni cu RATB-ul sau nu. Apoi există această situație și această idee a autorității metropolitane. Dar sunt foarte multe opinii, mai ales acelor care se pricep la concurență și la legislația Uniunii Europene, care spune că dacă Metrorex-ul nu se află în subordinea directă a Ministerului Transporturilor și Ministerul Transporturilor dă în continuare acea subvenție către Metrorex pentru a putea suporta un preț decent al biletului, așa cum primăria dă subvenție de 500 de milioane pe an către RATB, deci dacă n-ar fi în subordinea Ministerului Transporturilor, s-ar chema ajutor de stat și n-ar mai fi posibil decât cu acordul Uniunii Europene, după un proces destul de greoi, destul de complicat. Nu sunt resurse în momentul acesta în bugetul primăriei capitalei, chiar eficientizat, chiar neîmpărțit între tot felul de proiecte fantasmagorice, pe la cimitire, pe la monumente, pe la tot felul de zone, parcuri, lacuri, spanseluțe, toate zonele astea unde s-au cam risipit banii în ultimii 7 ani și jumătate cel puțin. Deci chiar eficientizând bugetul, nu sunt resurse pentru a susține și această subvenție către Metrorex. Dar cred că primăria ar trebui totuși să aibă un cuvânt de spus, măcar consultativ, în ceea ce privește deciziile de la Metrorex și sper din tot sufletul ca Ministerul Transporturilor și sunt încurajat de declarațiile și de intențiile domnului premier Cioloș și a domnului ministru Costescu să aibă două priorități în perioada următoare. Centura Bucureștiului, mai ales partea de sud a centurii și accesarea fondurilor europene pentru cele trei magistrale noi de metrou, pe cea mai importantă fiind cea care ar trebui să asigure drumul taberei. Pe finalul interviului aș vrea să ne mutăm iarăși către momentul final, acela al alegerilor. Au apărut totuși pe surse unii posibili candidați. Au apărut și unele sondaje, unele vă dau mai sus, altele vă dau mai jos. Am văzut nume importante, măcar nume cu notorietate pe acele liste. Traian Băsescu, Călin Popescu-Tăricianu. Din ceea ce a apărut până acum pe surse, care sunt oamenii pe care îi vedeți ca potențial real contracandidați în fața noastră în acel moment? Eu cred că bătălia se va da între candidatul Partidului Național Liberal, care este în acest moment partidul cu cele mai multe opțiuni de vot în rândul bucureștenilor, și candidatul Partidului Social Democrat. Există o diferență mare între electoratele și intenția de vot a acestor partide și restul partidelor politice care ar putea să vină cu candidați. Chiar candidați foarte cunoscuți cu o istorie electorală de succes în spate, cum ar fi, de exemplu, fostul președinte Traian Băsescu, în momentul în care ar intra cu adevărat și oamenii ar trebui să facă opțiune de vot, nu cred că ar putea să ajungă să se califice în primele două locuri. Poate fi evident un val pentru un candidat independent, cu condiția că acel candidat independent să fie cu adevărat o persoană care să merite acel vot. Până în acest moment nu s-a arătat niciun fel de candidat independent care să ofere garanția că este un bun administrator, că este un om decent,
care soluții pentru București, că poate să aibă un dialog cu partidele politice, cu guvernul, pentru a atrage sprijin pentru proiectele Bucureștiului. Chiar până acum acest lucru nu l-am văzut. Eu cred că lupta se va da, o voi da cu candidatul Partidului Social Democrat. Aștept cu foarte mult interes să văd ce decizie va lua Partidul Social Democrat. Există un pericol pentru candidatul PNL, pentru că sunt mulți alți candidați pe zona de dreapta și într-un fel împart același electorat, chiar dacă vorbim de un electorat potențial de 50-60%, fiind foarte mulți jucători, există riscul acestei fărâmițări, dar bucureștenii sunt oameni informați, sunt oameni inteligenți și la un moment dat vor înțelege mecanismele alegerii dintr-un singur tur și sper că îi voi face să înțeleagă că dacă nu vor să vadă Bucureștiul condus de o administrație de stânga, la fel cum a fost condus în ultimii 7 ani și jumătate, atunci vor înțelege să susțină cel mai bine plasat sau candidatul cu cele mai multe șanse dintre candidații de pe dreapta. Preferați drept contracandidat la PSD o femeie sau un bărbat? Nu am niciun fel de preferință. Eu cred că, indiferent de cine va fi candidatul Partidului Social Democrat, evident că are o bază electorală importantă, dar în același timp trebuie să dovedească că are soluții, trebuie să dovedească că poate implementa acele soluții, că poate schimba, să facă primăria mai transparentă, mai integră, mai aproape de așteptările oamenilor. Iar PSD-ul va mai avea un handicap. Totuși, chiar dacă domnul Oprescu a fost inițial aparent un candidat independent, e o lungă discuție cât de independent a fost. Ulterior a fost susținut evident de USL, care nu era doar Partidul Social Democrat. Totuși, sprijinul principal, originile, apartenența sufletească și politică a domnului Oprescu, oamenii care au avut un rol important în echipa domniei sale, au venit din zona Partidului Social Democrat sau cel puțin din zona de stânga a politicii românești și totuși trebuie să fie măcar o minimă explicație de ce a beneficiat de acest sprijin, de ce nu s-au făcut și nu s-au dus la îndeplinire promisiunea pe care le-a făcut, de ce era pregătit Partidul Social Democrat, de exemplu, să-l susțină pentru un nou mandat și sunt declarații publice ale fostului președinte al PSD și al fostului prim-ministru, sunt declarații publice al unor parlamentari PSD sau lideri în diverse emisiuni televizate. Adică, pur și simplu, nu pot veni, cred, cei din Partidul Social Democrat și candidatul PSD ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și vor să înceapă un moment zero pentru București. Tot în această săptămână s-a înscris la nivel declarativ în cursa pentru primăria Capitalei și omul despre care se spune că ar fi avut un rol important în promovarea lui Sorin Oprescu la primărie. Mă refer la Adrian Tis. Știu că aveți o relație bună cu domnul Tis. Există un scenariu potrivit căruia acesta ar putea la un moment dat să fie susținut de PSD. PSD-ul să facă un pic o schimbare de strategie în sensul nepromovării unui candidat direct și susținerii acestui independent, cel puțin la momentul de față. Credeți că ar putea conta acest lucru pentru o luptă mai aprigă în ceea ce vă privește? Și doi, fiind într-o relație bună cu domnul Tis, credeți că va exista, să spunem așa, un non-combat în campanie? Eu sunt într-o relație decentă, bună, cu foarte mulți oameni politici, cu foarte mulți consultanți politici, cu foarte mulți lideri de opinie din România și din București. Felul meu de a fi nu este unul conflictual, cel puțin dacă m-ați rugat să indic un adversar, un dușman, un om față de care personal să simt vreo aversiune profundă, mi-ar fi foarte greu să vi-l indic. Sigur, sunt în luptă cu Partidul Social Democrat, ideologică. Probabil că va fi și o competiție electorală. Am foarte multe lucruri de reproșat fostului președinte Traian Băsescu. Dar, dincolo de asta, cred că altfel cu consultanții politici, cu oamenii care nu au avut funcții în care să fi făcut rău României sau societății românești, nu am lucruri sau dușmănii. Eu sunt convins, sunt profund convins că Partidul Social Democrat va veni cu un candidat din interiorul Partidului Social Democrat, așa cum Partidul Național Liberal, ca cel mai important partid creditat de sondajele de opinie în acest moment și care a dat președintele României,
va veni un candidat din interiorul Partidului Național Liberal. Lucrul acesta pentru mine este foarte clar. Altfel, dacă domnia sa într-un final va obține numărul necesar de semnături pentru un candidat independent, mă refer la domnul Tis, dacă va intra într-o competiție electorală, vom vedea la acel moment cum va decurge dialogul. Eu sper că și cu domnia sa și cu orice alt candidat, dialogul să fie unul decent, pe proiecte, sigur, și cu explicații din trecut, dar în primul rând pe viziuni pentru București, că asta este important pentru viitorul Bucureștiului. Nu va exista niciun non-combat cu niciun candidat care va intra în cursă. Mă aștept ca toți candidații să lovească în primii doi, pentru că așa e orice competiție politică. Toți cei care încearcă să-și facă loc către vârf vor lovi în candidatul PNL și în candidatul PSD. Deci nu mă aștept la amenajamente din partea niciunui contracandidat. Așa cum și eu sunt foarte decis să îmi apăr punctul de vedere, să îmi apăr activitatea mea de până acum, să îmi apăr proiectele la care țin și să-i convinc pe bucureșteni că pot oferi soluții. Domnule Cristian Bușoi, mă mulțumesc pentru prezența noastră în studioul PS News și vă mai așteptăm cu drag ori de câte ori aveți lucruri importante să ne comunicați nouă și publicului. Vă mulțumesc și eu tare mult. Cu drag.